Vlăduța, ce ții bun de la anul 2020? Timpul petrecut cu familia. Cred că ăsta e cel mai bun lucru pe care l-am făcut în 2020 și restul le las aici și sper să trec cu dreptul împreună cu toți cei dragi în 2021 și să vină bine. Asta îmi doresc de la 2021 și de la 2020 timpul petrecut cu familia îl voi duce întotdeauna cu mine. Îți amintești primul revelion pe care l-ai urmărit, prezentat de Dan Negru? Oh, da, chiar mă gândeam, oare mă întreabă cineva de treaba asta. Eram mică, cred că aveam 8 sau 7 ani și mi se părea, mamă, Dan Negru, foarte tare, nu visam niciodată să ajung și eu printre invitații în acest platou la Dan Negru de Revelion. Sunt foarte onorată și chiar mi-aduceam aminte așa cu nostalgie cum mă uitam cu părinții și cu fratele meu la Revelionul cu Dan Negru. Și astăzi am ajuns aici. Sunt onorată și da, Negru prin acest Revelion ne face mare. Ce superstiție ai în noaptea de Revelion? Cred că am staia aia cu să nu mănânci pui, da, să nu mănânci pui, să mănânci doar pește și să nu primești, după ce trece de 12 noaptea și ziua de anul nou, să nu primești fete în casă prima oară, ci să vină tot timpul un bărbat în casă. Asta le știu de când îți mică. Să nu fie pește, dar să mănânci pește, zice Dorian. O urare pentru români în 2021? Le doresc dragoste, pace multă și să-i găsească sănătatea oriunde se află și familia să le fie alături. La mulți ani, dragi români, vă iubesc! Revelionul starurilor 2021 cu Dan Negru la Antena 1.